Bine v-am regăsit la Fotbal Vintage Video by uisport.ro. Puteți vedea aceste povești și pe site-ul uilasport, iar pe cea de astăzi chiar ați putut să o citiți nu de mult, săptămâna trecută. Astăzi vorbim la Fotbal Vintage Video tot despre întâmplări de la Cupa Mondială și ne ducem mult, mult, mult în urmă, în 1938, pentru a spune povestea lui Ernest Wilimowski, polonezul care a marcat 4 goluri Braziliei și care apoi, după război, n-a mai apucat să ajungă în țara lui. Pentru asta, deci iată, ne plasăm în ziua de 5 iunie 1938 și mergem la Strasbourg, pe stadionul Amene din Strasbourg, unde se juca optimea Brazilia-Polonia. Pe vremea aceea nu erau grupe, au fost 16 echipe, dacă pierdeai optimea, primul tău meci plecai acasă, dacă o câștigai, mergeai mai departe. Nimeni nu dădea nicio șansă echipei Poloniei, alcătuită din amatori, semi-amatori, soldați, muncitori, studenți. Au venit cu trenul, au făcut cerere. Meciul prima dată trebuia să joace la Toulouse. Și au spus, dom'le, noi venim cu trenul, hai să jucăm pe undeva mai pe la intrarea în Franța, dinspre Germania, să nu mai traversăm și o Franță întreagă până jos la Toulouse, că mijloacele noastre sunt limitate. Brazilia participase la precedentele două ediții fără performanțe deosebite. Acum au avea o echipă excepțională, însă cu marele Leonidas, diamantul negru, în plină formă. Și începe meciul. Au 1-0 brazilienii. Portarul polonez cu șapcă egalează imediat polonezii. Fac 3-1 brazilienii, dă două goluri Leonidas și la pauză se pune o ploaie torențială de asta de iunie, așa, și tot s-a și oprit meciul pe durata ploii. După ce a stat ploaia, s-a reluat partida după vreo jumătate de oră, 45 de minute, dar totul devenise un fel de clisă, de noroi, de ceea ce nu avantaja Brazilia. Ernest Wilimowski marchează două goluri, se face 3-3. Se face apoi 4-3 pentru Brazilia și în penultimul minut Wilimowski mai marchează o dată 4-4 și se intră în prelungiri, când Leonidas și încă un coechipier de-al său duc scorul la 6-4, iar în penultimul minut al prelungirilor Wilimowski face 6-5, Polonia atacă în continuare la 6-5, pe vremea aceea se rejuca dacă era egal după 120 de minute, se rejuca în 2-3 zile de la început totul. Nu apucă să egaleze Polonia, se termină 6-5 și Ernst Wilimowski, atunci în vârstă de 22 de ani, intră în istorie prin aceea că ar fi marcat de 4 ori în poarta Braziliei. Bun, imediat după meci vin la el mai mulți emisari să-l ia de acolo, să-l ducă la echipele bune din Franța, din Italia, chiar din Anglia. Vine președintele Botafogo din Brazilia să-l ia cu el, să termine cu Polonia și cu Europa și să meargă în Brazilia. El nu pleacă, ci se întoarce în Polonia cu ai săi. Numai că peste încă un an, Germania, în 22 iunie 39, Germania invadează Polonia, o anexează și atunci se pune problema, nu mai exista naționala Poloniei și el acceptă să joace în naționala Germaniei. Bun, de aici încep o grămadă de controverse. El se născuse din mamă italiancă și tată ofițer militar neamț, pierit în primul război. El se naște în 23 iunie 1916 și taică-s-o, înainte ca el să se nască, cade pe front în primul război mondial. Primul său nume a fost Ernest Otten, cu N la coadă, Prandela. Prandela era numele de fată al mamei, care n-a pucat să
căsătorească cu tatăl lui Ezi, așa era el, Ezi, așa era diminutivul de la Ernest, n-a apucat să se căsătorească, s-a născut copilul și a început să crească. Peste câțiva ani, mama lui se recăsătorește cu, de fapt, se căsătorește prima dată cu un neamț, cu un economist de data asta, cu un funcționar, pe care îl cheamă Vilimovski. Și atunci copilul este trecut de pe numele de Prandela al mamei, devine, în loc de Ernst, devine Ernest, în loc de Otten, devine Otto și preia numele de Vilimovski, sub care va fi și cunoscut. S-a tot speculat că ar fi fost evreu și că de-aia ar fi făcut toate chestiile astea, ca în timpul celui de-al doilea război mondial s-a dat cu nemții, cum ar fi ca să nu aibă de suferit, cum aveau foarte mulți evrei, mai ales din Polonia, de suferit în anii aia. Nici vorbă de așa ceva. Deci mama de origine italiană, tatăl biologic neamț, tatăl adoptiv, deși asta nu prea mai avea nicio legătură, tot neamț el. E adevărat, mama lui prin 42-43 a ajuns la Auschwitz și a supraviețuit. Dar de ce a ajuns? Pentru că intrase într-o legătură, între timp se despărțise și de acest Vilimovski, tatăl său adoptiv, sau murise respectiv, nu se știe, intrase într-o legătură amoroasă cu un ofițer rus de origine evrească. Și atunci amândoi au fost luați și duși la Auschwitz. Mama lui Vilimovski a supraviețuit, rusul de origine evrească nu a fost trimis în camerele de gazare, a pierit. Și atunci au început speculațiile că Vilimovski a jucat pentru Naționala Germaniei din 39 până după război și inclusiv după război, dar mai ales în timpul războiului, pentru ca el, a priori evreu, deși nu era așa, și mama sa evreică, nici acolo nu era adevărat, să nu aibă de suferit, și de asta a scăpat și maica sa a scăpat cu viață de la Auschwitz. Cu alte cuvinte, a început un fel de oprobiu al polonezilor față de conaționalul lor pentru culpa de a se fi dat cu nemții. În total, deci el a jucat până în 39 Naționala Poloniei, a avut 22 de selecții și 21 de goluri marcate și apoi a mai avut 8 selecții, că nu s-a prea mai jucat pentru că începuse război, 8 selecții pentru Germania și a marcat de 13 ori. El a rămas în Germania, s-a terminat războiul, s-a căsătorit, a avut 4 copii, 3 fete și un băiat. Și a jucat pentru niște echipe nemțești, cum ar fi München 1860, Augsburg, Karlsruhe, Marele Kaiserslautern, care era campion. El inclusiv în Polonia, el în Polonia jucase, cea mai mare parte a carierei o jucase la Ruhojul, echipă celebră din bazinul minier de acolo, din partea de sud a țării, dar înainte de asta, junioratul și-l făcuse la Erste 1 punct, cum își pun nemții denumire, la Erste FC Katowice. Care, ce era aia? Era echipa minorității germane din Katowice. Katowice, oraș care nu mai are nevoie de prezentare, un mare oraș al Poloniei, bun. În timpul liber, el juca și hockey în campionatul la Pogon Katowice se numea echipa și Pogoni, îi zic polonezii, și acolo juca în campionatul de hockey al Poloniei, așa cum l-am avut și noi pe Mihai Flamaropol, internațional atât în reprezentativa de hockey cât și în reprezentativa de fotbal. Bun, pleacă în Germania, joacă la FC Kaiserslautern, acolo unde jucau marii frați Walter, Fritz Walter și Otmar Walter. Se apropia campionatul mondial din 1954 din Elveția, iar el pe bună dreptate a pretins că ar fi putut fi selecționat pentru că încă juca bine la Katowice. Avea 38 de ani, dar la fel de adevărat că și Fritz Walter avea 34. Nu-l selecționează, era legendarul antrenor Sepp Herberger, care a condus 3-4 decenii reprezentativa Germaniei, nu-l selecționează pe motiv de vârstă marele Sepp Herberger, rămâne cu regretul de a nu fi făcut parte din reprezentativa Germaniei Federale, care câștigă titlul mondial, legendara finală de la Berna 3-2 cu
cu Ungaria după ce ungurii conduseseră cu 2-0, Fritz Walter ridică Cupa Mondială, iar el în acea vară a lui 1954, la 38 de ani, Ezi Vilimovski decide să se lase de fotbal, își deschide un restaurant la Karlsruhe, unde se stabilise și duce o viață liniștită în afara fotbalului. Între timp, are câteva încercări de a reveni în Polonia natală, însă regimul comunist polonez, prima dată cel al lui Gomulka, apoi cel al lui Edvard Gierek, interzic cu desăvârșirea acest lucru. El în Polonia figurează drept trădător. Sigur că erau încă poveștile cu Auschwitz, cu cât s-a suferit. Auschwitz-ul, după cum știți, se află pe teritoriul de astăzi al Poloniei, nu departe de Varșovia. Cert este că un ins care marcase de 4 ori pentru Polonia în poarta Braziliei nu are voie să vină în Polonia și nici să ia legătura cu conaționalii în cele din urmă. În 1974, Polonia, reprezentativa Poloniei, merge la campionatul mondial din Germania Federală, unde avea să obțină medale de bronz. O generație excepțională, Deina, Lato, Scharmach, Tomaszewski, toți cei mari, antrenați de marele antrenor, făuritorul acestei echipe, care era Kazimierz Górski. Kazimierz Górski adunase trupa asta și înainte de 74, cu 2 ani înainte, câștigase titlul olimpic la München. El, Vilimovski, încearcă să vină în cantonamentul Germaniei, dar nu îi se permite. În schimb, Kazimierz Górski, știind că doar câțiva kilometri separă casa din Karlsruhe a lui Vilimovski de cantonamentul Poloniei, își asumă orice risc și se duce și se întâlnește cu el, spunându-i, are loc o discuție mai lungă, domnule Vilimovski, eu cred că dumneata n-ai făcut nimic și cred că într-o zi te vei putea întoarce în Polonia și practic vei putea respinge toate acuzațiile care nedrepte care ți-au adus. Îl asigură că în anii 30, când Vilimovski deja juca, iar Kazimierz Górski era un copil, un adolescent, Vilimovski fusese idolul lui, că e cel mai mare polonez fotbalist polonez al tuturor timpurilor, că i-ar fi plăcut să-i aducă și pe elevii săi în frunte cu Deina Lato să-l cunoască, că e sigur că întâlnirea lor e supravegheată de securitatea poloneză, probabil că securitatea statului comunist polonez, probabil că așa și era, dar acum ce să-i facă lui Kazimierz Górski, mai închideau și ei ochii, că prea era mare și prea adusese beneficii fotbalului polonez. Bun, cade cortina de fier, 89, el deja începuse să aibă probleme de sănătate, umbla deja greu, 74, 5, 6 de ani. În 1995, Ruhorju, clubul vieții sale, organizează, sărbătorește 75 de ani de la înființare, și îl invită și el promite că vine. Chiar dacă se deplasa mai greu, spune că va veni în Polonia, unde nu mai fusese din 39, și va participa la aceste festivități. Mai chiar în acele zile, soția lui, Clara, care era grav bolnavă, se stingea. Atunci a și pierit în zilele alea și n-a mai putut Vilimovski să meargă în Polonia, acolo unde nu fusese din 1939. Peste 2 ani, în 97, bolnav la 81 de ani, se stinge și el, e mormântat la Karlsruhe, în Germania. Fica sa s-a ocupat și în discursul funerar de atunci a spus că e păcat ca un tip, un fotbalist, un polonez de dimensiunea tatălui ei să nu fi fost lăsat să intre, iată, din 1939, mai bine de jumătate de secol în Polonia. Sigur, el putea să vină în anii de după 90 până 97, când a pierit, dar nu-l mai ajuta sănătatea. Și așa, cel mai mare fotbalist, mulți spun. Sunt oameni care îl compară cu Lewandowski din ziua de azi. Sigur, cariera lui Lewandowski e la altă vizibilitate, la altă expunere, la altă dimensiune, poate, pentru că Barcelona e ceva, Bayern München e altceva și Ruhorjov însemna ceva mult mai mic, ca și echipele nemțești până la Kaiserslautern, fraților Walter, însă mulți spun că a fost cel mai bun
atacant din fotbalul polonez, poate doar pentru acel, acele patru goluri date Braziliei, poate și din alte motive. Cert este că povestea celor patru goluri plus povestea incapacității lui sau neputinței de a se întoarce în, în Polonia natală vreme de mai bine de o jumătate de secol impresionează și creează una din acele povești romantice, frumoase, triste în situația asta ale istoriei Cupei Mondiale. Mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Ne reauzim în curând cu alte povești frumoase din istoria campionatului mondial aici pe YouTube și pe www.uisport.ro. Toate cele bune!